Un român stabilit în Spania este bănuit că și-a otrăvit cele două fetițe după care s-a sinucis, riscă să fie închis pentru că o agresa pe mama copiilor. Primarul Fugar din Baia Mare este în drum spre țară. Cătălin Cherecheș a fost predat de Poliția Federală Germană. Liderii europeni au cedat în fața furiei fermierilor și vin cu soluții și bani în plus pentru aceștia. În țară, crescătorii de miei ne amenință cu scumpiri masive înainte de Paște. În prezent, un kilogram de carne costă 55 de lei. Iar Donald Trump trebuie să strângă repede 464 de milioane de dolari ca să plătească o amendă record. Până acum nimeni nu a vrut să-l crediteze. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. O dramă petrecută într-o familie de români cutremură Spania. Judecat pentru violență domestică pentru că și-a agresat frecvent iubita, un bărbat de 35 de ani și-ar fi otrăvit cele două fiice după care și-a luat zilele. Pietele copilului aveau 2 și 4 ani. Procurorii ceruseră pentru el o pedapsă cu închisoarea, iar partenera lui ar fi vrut să se întoarcă în România cu fetele. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Ionel Rupa și partenera lui Alina s-au stabilit în Spania acum 5 ani. Cele două fiice ale cuplului, Elisa de 2 ani și Larisa de 4, s-au născut acolo. Ionel își agresa frecvent iubita, iar Alina obținuse un ordin de restricție, care îi interzicea să se apropie de ea la mai puțin de 500 de metri. Pe Elisa și Larisa, bărbatul putea să le vadă doar câteva ore pe săptămână, sâmbăta și duminica. Într-un astfel de moment, Ionel și-ar fi ucis fetele. Se lleva las niñas como le corresponde. A luat fetele așa cum era programul. Acestea au fost otrăvite cu o substanță toxică. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. De câți ani ai plecat? E la 18 ani. Mama fetelor a fost cea care l-a găsit moarte într-o clădire folosită drept depozit la firma unde lucra Ionel Rupa. Bărbatul era și el inconștient. Serviciile de sănătate din provincia Almeria au încercat să îl resusciteze, dar fără succes. Scâmpate erau. Și au zis că el era la perete, fața la perete. Ciudat în acest caz, spun autoritățile spaniole, este că mama fetelor, deși era abuzată de partener și îi fusese recomandat ca bărbatul să-și întâlnească fiicele doar sub supravegherea unui asistent social, a insistat să nu se întâmple acest lucru. Femeia ar fi vrut chiar să renunțe și la ordinul de restricție. Nu sunt capabil de comprende. Nu pot să înțeleg cum s-a întâmplat că cele două fetițe au fost lipsite de protecție și nu s-a putut preveni această situație. Motivul crimei pare să fi fost o decizie a partenerei lui Ionel Rupa de a se întoarce în România, împreună cu fiicele ei. Voia să se întoarcă în România și avea nevoie de permisiunea tatălui să ia fetele cu ea. Nevastă a vrut să ia copilașul și el atât au ținut la ei, dar nu știu ce l-a făcut să facă. Evidentemente, Guardia Civil. Evident, Garda Civilă a început o investigație și trebuie să așteptăm rezultatul. În orașul Abla, unde locuia românca împreună cu fiicele ei, autoritățile au declarat 3 zile de doliu. Oamenii s-au strâns într-o piață, ca un gest manifest împotriva actului tragic de violență. Suntem șocați de un asemenea caz, oferim sprijinul mamei, fiecare cu ceea ce poate noi românii din comunitatea din Almeria. Cele două fete ucise de tată vor fi înmormântate în Abla, Spania. Așa își dorește mama lor. Ionel Rupa urma să fie judecat luna viitoare în Spania pentru infracțiuni de vătămare corporală în cazul agresiunilor asupra soției lui. Procuratora ceruse pentru el un an de închisoare. Unele sortimente de pâine, dar și zahărul, mălaiul sau carnea de porc vor avea în continuare prețurile plafonate, până când vă spunem în câteva momente. Fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, urmează să ajungă în câteva ore într-o închisoare din România. Autoritățile din Germania, care l-au capturat în noiembrie, l-au trimis în țară, iar în scurt timp, o dubă a administrației penitenciarelor îl va prelua din punctul de trecere a frontierei Nădlac 2. Roxana Tivadar ni se alătură cu detalii. Bună seara, Roxana! Bună seara, un echipaj al Poliției Federale din Germania l-a escortat pe Cătălin Cherecheș de dimineață spre frontiera cu Austria și l-a predat autorităților austriece în jurul orei 10 și 40 de minute. Fugarul a fost adus apoi spre granița austro-ungară, iar de acolo spre Nădlac, unde este așteptat de autoritățile române pentru procedura de predare. Din vestul țării, Cherecheș va fi dus la penitenciarul Rahova, acolo va sta timp de 21 de zile, cât este perioada de carantină, apoi va fi încarcerat într-un penitenciar cu regim închis, cât mai aproape de domiciliu. Ministrul Justiției a anunțat astăzi că pentru a pune în aplicare mandatul european de arestare emis pe numele lui Cătălin Cherecheș, instituția pe care o conduce a oferit autorităților din Germania un set de garanții legate de condițiile în care va fi încarcerat fostul primar, de pildă la Rahova
Kerekeș va fi cazat cu cel mult două persoane într-o încăpere de aproximativ 19 metri pătrați. Acolo va avea acces la un punct comercial, la publicații și la asistență medicală. Fostul primar a fost condamnat în 24 noiembrie la 5 ani de închisoare pentru luare de mită. În aceeași zi a fugit din țară și a fost găsit 4 zile mai târziu în Germania. Atât de aici. La revedere! Mulțumesc, Roxana. Medicul Cătălin Cârstoiu, pe mâna căruia merge coaliția de guvernare în lupta pentru primăria capitalei, a fost prezentat astăzi liderilor PNL și PSD de la București. Întâlnirea a avut loc la Palatul Victoria, iar celor care au participat li s-a explicat că managerul Spitalului Municipal poate strânge voturi atât de la electoratul PNL cât și de la PSD. Scoasă din joc, Gabriela Firea a primit premiu de consolare, un loc pe lista pentru Parlamentul European. Doar că împreună cu Sebastian Burduja trebuie să se ocupe mai întâi de campania lui Cătălin Cârstoiu. Marcel Ciolacu l-a prezentat pe Cătălin Cârstoiu liderilor PNL și PSD, convocați la sediul guvernului. Între aceștia, Gabriela Firea și Sebastian Burduja, șefii organizațiilor de București. Ambii și-ar fi dorit să fie în locul lui Cârstoiu, dar pentru că nu s-a întâmplat asta, Ciolacu l-ar fi explicat de ce. Era nevoie de un candidat independent, ca să atragă voturi din ambele părți. Îl cunosc pe domnul dr. Cârstoiu, chiar am o părere foarte bună despre dumnealui. Sebastian Burduja și Gabriela Firea au fost numiți, în schimb, coordonatori ai campaniei lui Cârstoiu. În plus, Firea a acceptat să intre pe lista comună PNL-PSD pentru europarlamentare. Doamna Firea merge la Bruxelles? Va fi pe lista la... Da. Și cine se va ocupa? Ea și domnul Burduja se vor ocupa de campanie? Da, vor fi coordonatori de campanie. Șefii de campanie. Da, da. Medicul Cătălin Cârstoiu conduce Spitalul Universitar de Urgență din 2009, iar după tragedia de la Colectiv, a fost acuzat că a refuzat transferul în străinătate pentru unii dintre pacienții arși. De atunci a rămas porecla de managerul Avem de Toate, primită de la una dintre fondatoarele asociației Dăruiește Viață. Tatăl său este un politician cunoscut în județul Argeș, fost deputat cu 2 mandate, primar și prefect în județ. Împreună cu soția sa, care este medic ginecolog în același spital, Cătălin Cârstoiu are o avere impresionantă. Un teren de 3300 de metri pătrați în Intravilan și o casă în Mogoșoaia, un apartament în București, o mașină americană, bijuterii în valoare de 150.000 de euro, 27 de conturi în lei, dolar și euro. A dat bani cu împrumut unei firme și unor persoane fizice. Câștigă din salariul de medic peste 400.000 de lei anual, iar din cel de profesor 188.594 de lei. Chiriile îi aduc 12.000 de euro pe an, dar încasează și dividende de 467.486 de lei. În sondajele interne comandate de PSD și PNL, Cătălin Cârstoiu nu stă grozav la capitolul notorietate și ar avea sub 20%, adică este pe locul 3, după Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone. Managerul de spital a făcut lucruri bune, susținut de cele două partide, cred că avem prima șansă. La întâlnirile din ultimele zile, liderii PNL și PSD au stabilit că vor susține aceiași candidați și pentru primăriile de sector. Primarii PSD și PNL în funcție sunt reconfirmați, iar PNL va prelua sectorul 1, în timp ce sectorul 2 și sectorul 5 vor avea un candidat de la socialdemocrați. Până acum, doar USR și-a desemnat candidații la primăriile de sector. Alianța Dreapta Unită, formată din Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară și Forța Dreptei, poate participa pe listele electorale la alegerile europarlamentare și la localele din iunie. Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au admis contestația celor 3 formațiuni politice împotriva deciziei Biroului Electoral Central de acum 2 zile. Biroul Electoral Central a hotărât duminică să respingă înregistrarea protocolului de constituire a Alianței Electorale pe motiv că Eugen Tomac nu apare ca președinte al PMP în registrul partidelor politice. În weekend, toate magazinele ar trebui să închidă la prânz. Asta au cerut astăzi micii comercianți la întâlnirea cu reprezentanții guvernului. Altfel spus, vor ca atât hipermarketurile cât și magazinele de cartier să aibă program scurt sâmbăta și duminica. Propunerea a fost făcută de președintele Asociației Comercianților Mici și Mijlocii într-o discuție la guvern. Am propus închiderea magazinelor sâmbăta de la ora 1 și duminica de la ora 1, pentru că dăm și noi o gură de oxigen angajaților noștri. Întotdeauna ne compară cu angajații de la stat, compară lucrurile în felul ăsta, în sensul că ne mereu arată cu degetul angajații de la stat care au un weekend liber. Dacă ne uităm în toată Europa, undeva sâmbătă la ora 1 se închid toate magazinele. Scurtarea programului magazinelor i-ar face pe oameni să cumpere mai mult din piețe și din târguri, spun inițiatorii. Modelul provine din țări precum Franța și Olanda, unde există restricții pe timpul weekendului. Propunerea însă nu ar fi pe placul premierului și nici al ministrului agriculturii, pe motiv că s-ar produce aglomerație, dar și pentru că în micile localități sunt puține variante de aprovizionare.
piața românească e o piață de aproape 28-30 de miliarde de euro. Normal că e o piață atractivă, mai ales pentru statele din jur. O altă idee a comercianților a fost ca produsele 100% românești să fie semnalate cu o siglă unică, distinctă, pusă pe ambalaj. Într-un comunicat de presă, șeful executivului nu vorbește despre vreo măsură bătută în cuie, dar menționează că o să li se dea produselor românești șanse egale pe piață cu ale celor din alte țări și chiar vrea să încurajeze comercializarea alimentelor noastre în străinătate. Alături de comercianți și distribuitori au cerut scăderea impozitelor pe care le plătesc. Am comunicat problemele cu care ne lovim în ultima perioadă, impactul impozitului pe cifra de afaceri. Propunerea este ca impozitul pe cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro să scadă de la 1% în prezent la 0,5%. Măsura urmează să fie analizată de guvern. Parlamentarii au prelungit prin vot ordonanța care plafonează adaosul comercial până la 20% pentru o serie de alimente de bază. Măsura menită să ieftinească, printre altele, pâinea albă, zahărul, mălaiul, carnea de porc și de pasăre, rămâne în vigoare până pe 31 decembrie. Colega mea, Larisa Antal, are toate informațiile. Bună seara, Larisa! Bună seara! Lista de alimente a rămas neschimbată și cuprinde 17 categorii de produse cu specificații clare. Amintesc aici franzela albă simplă cu gramaj cuprins între 300 și 500 de grame, laptele de 1 litru cu 3,5% grăsime, făina, mălaiul și zahărul de până într-un kilogram. Și carnea a rămas pe listă, însă doar anumite componente, precum pulpele, aripile și tacâmurile de pui, dar și spata de porc. Măsura plafonării a intrat în vigoare pentru prima dată în vara anului trecut și de atunci a produs efecte, spun autoritățile, însă ieftinirea anumitor produse a dus la scumpirea altora, după cum au recunoscut chiar voci din industria alimentară. Pe de altă parte, Comisia Europeană a anunțat că va lansa un observator de monitorizare al costurilor de producție, dar și al adaosului pe care și-l pun comercianții. În acest fel, felul în care este stabilit prețul alimentelor va fi mult mai transparent. Momentan atât de aici, la revedere! Mulțumesc, Larisa! Comisia Europeană vine cu schimbări importante în urma protestelor fermierilor din întreaga Europa. Agricultorii nu vor mai fi obligați să-și lase terenurile necultivate, dar dacă vor face asta de bunăvoie, vor primi un sprijin financiar suplimentar. În plus, fermierii care au mai puțin de 10 hectare vor fi scutiți de anumite controle și sancțiuni. Comisia Europeană propune scutirea fermierilor de obligația de a lăsa pârloagă o parte din terenuri. Dacă aleg totuși să facă asta sau optează pentru plantarea de gard viu și de arbori, vor primi un sprijin financiar suplimentar prin intermediul unei ecoscheme, care va trebui stabilită de fiecare stat în parte. Pentru a reduce birocrația, agricultorii care au ferme mai mici de 10 hectare nu vor mai fi supuși controalelor sau penalizărilor. Asociațiile de fermieri estimează că din cei peste 720.000 de agricultori din România înregistrați la APIA, în jur de 500.000 sunt în această situație. Păi îl ajută, hai să zicem, să nu mai fie stresat. Înțelegeți? Pentru că uneori controalele sunt exagerate. Ei trebuie să respecte că nu mai sunt controlați și verificați ca până acum, însă există și pericolul, vedeți, în condițiile în care avem probleme cu dăunătorii, cu boli la plante, ca în condițiile în care ei nu respectă aceste reguli să se răspundească la fermele mijlocii și mari. De asemenea, fermierii ar putea alege să își diversifice culturile, în loc să le rotească. Iar în cazuri extreme, când condițiile meteo sunt nefavorabile, țările pot aplica derogări temporare de la toate aceste măsuri. Măsurile pe care le ia Comisia de acum înainte va urmări să crească puterea de negociere a fermierilor și să se asigure de o mai bună repartizare a valorii adăugate pe lanțul alimentar. Comisia Europeană a mai luat o măsură mai puțin obișnuită pentru această instituție. A lansat un sondaj online pentru a afla direct opiniile și îngrijorările fermierilor. Sunt 23 de întrebări scurte, iar chestionarul este disponibil în toate limbile, inclusiv în română. Poate fi completat până pe 8 aprilie, iar rezultatele vor fi incluse într-o analiză mai amplă ce va fi făcută publică în toamna acestui an. De la Bruxelles, pentru știrile Pro TV, Camelia Donțu.
Au început înscrierile pentru programele susținute de stat Rabla Classic și Rabla Plus, cele 180 de milioane destinate persoanelor fizice care vor mașini pe benzină sau motorină, s-au epuizat în câteva ore de la deschidere. Nu mai sunt fonduri nici pentru firme, au rămas doar la Rabla Plus programul destinat mașinilor electrice. Anul acesta autoritățile au anunțat un buget record de 1 miliard de lei, doar că subvențiile pentru mașinile electrice s-au înjumătățit. Pe de altă parte, ministrul mediului a anunțat că de la an la an vor scădea simțitor ajutoarele pentru vehiculele cu combustie internă. De acum este lege. Dacă cerem apă de la robinet atunci când suntem la restaurant, trebuie să primim și să nu fim taxați pentru asta. Subiectul pe larg imediat. Continuăm cu un caz scandalos petrecut în Pitești. Un profesor de sport de la un renumit colegiu a fost arestat preventiv după ce ar fi agresat sexual o elevă de gimnaziu. Întâmplarea s-ar fi petrecut chiar în sala de sport a școlii. Copila s-a plâns părinților care au mers la poliție. Profesorul de sport a fost ridicat de polițiști de la școală, iar după audieri a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. În urmă cu două săptămâni ar fi atras-o pe eleva care are sub 14 ani în sala de sport, într-o zonă în care nu sunt camere de supraveghere. Acolo, individul, care are 45 de ani, este căsătorit și are doi copii, ar fi făcut gesturi nepermise. Șoc. A fost șoc pentru toată lumea, pentru mine, pentru colegii mei de catedră. Niciodată nu a prezentat vreun semn sau vreo suspiciune, vreo discuție sau ceva despre situații de genul acesta. Profesorul de sport este titular de 3 ani și organiza des tabere pentru copii. Se recomanda ca fiind specialist în judo, prim ajutor, masaj și supraviețuire. Dumnealui de an bun de zile realizează periodic tabere la munte și la mare, în care este însoțit de foarte mulți elevi și în urma niciunei astfel de tabere n-a existat niciun fel de incident, niciun fel de plângere, nici din partea părinților, nici din partea copiilor care l-au însoțit. Surse din anchetă spun însă că în telefonul suspectului au fost găsite mesaje care confirmă acuzațiile fetei. Profesorul va fi suspendat de la catedră, iar dacă va fi găsit vinovat de instanță, nu va mai avea voie să profeseze. În plus, riscă între 4 și 10 ani de închisoare. Cantități importante de droguri ajung tot mai frecvent și în zonele rurale de la noi. Procurorii însoțiți de trupe speciale au descins astăzi la mai multe adrese din Timiș, dar și de pe clisura Dunării, în căutarea unor indivizi care au vândut substanțe interzise în sate și comune. Mulți dintre clienții traficanților sunt minori. De ce v-au adus poliția aici? Ați vândut droguri? 10 suspecți au fost ridicați de la mai multe adrese din Timiș și Caraș-Severin și duși la DIICOT Timișoara pentru audieri. Potrivit unor surse din anchetă, indivizii ar fi vândut în zonele rurale din vestul țării cannabis, amfetamină și așa numitul drog cristal. Marfa era cumpărată din orașele mari din România, înainte să ajungă la clienții din localitățile mici. De unde le procurați? Traficanții au mai fost și în trecut în vizorul anchetatorilor, cercetați tot pentru trafic de droguri. De această dată însă, stupefiantele erau vândute inclusiv minorilor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. 8 dintre cei audiați au fost reținuți pentru 24 de ore. Era mai ușor să convingeți minorii să cumpere droguri? Nu fumare de intro. Drogurile au ajuns peste tot, la fel ca și informația. Având informație, curiozitatea se trezește, la adolescenți este cu atât mai important să facă parte dintr-un grup, își doresc să aparțină, sunt curioși și atunci, nedându-și seama de pericole, încearcă. În paralel cu perchezițiile la traficanții care vindeau droguri la țară, agenții au descins și la mai multe persoane care dețineau ilegal arme. 15 adrese au fost verificate. Poliția, deschideți! Da, totul să da. De ce au venit marcați la dumneavoastră? Nu știu. Aveți arme? Avem, da. Câte? Două. Dar ce fel de arme aveți? De toate, da. Anchetatorii încearcă să stabilească traseul armelor găsite, pentru că primele informații arată că ar fi fost introduse ilegal în țară. În ultimul ceas, rezultatele slabe obținute de elevii din anii terminali la simulările examenelor naționale mobilizează autoritățile. Sunt anunțate controle și evaluări în școlile și liceele unde s-au obținut medii mai mici de 7. Vizați sunt inclusiv profesorii acestor copii care nu dau randament. În București, cele 294 de școli unde media notelor obținute a fost sub 7 au intrat în vizorul inspectoratului. Potrivit raportului ISMB, peste 8.000 de elevi de clasa 8-a au luat mai puțin de 7 la matematică, iar peste 6.000 au avut la limba română între 1 și pragul de 6,99.
Reprezentanții părinților spun că aceste note reflectă de fapt realitatea, deși mulți își trimit copiii la meditații. Copiii învață doar în acel șablon, învață acele teste pe din afară. Dacă i-ai scos un pic din cadrul acestor teste ceea ce s-a întâmplat acum, copiii nu mai știu. Inclusiv profesorul de la meditație se mulțumește cu acest tip de abordare și de evaluare. Planul de monitorizare a școlilor unde sunt note mici la examene vine cu o serie de măsuri pentru recuperarea materiei. În realitate însă, golurile de cunoștințe ale elevilor nu pot fi umplute în 3 luni. Activității de gramatică timp de 5 minute la începutul fiecarei ore de limba română cu elevii sau exerciții de redactare a unui text, iar pentru profesori pot fi organizate ateliere de lucru. În condițiile în care ceea ce vedem reprezintă doar vârful la vedere al unui iceberg. Evident că astfel de corecții conjuncturale în apropierea examenelor n-au cum să aibă randamente ridicate. Nu am cum să învăț gândire critică într-o lună sau într-o lună și jumătate. Nu ar trebui să ne întrebăm acum în luna martie ce putem să facem astfel încât în luna mai să avem rezultate mai bune la evaluarea națională. Ci e nevoie de un program național. Atunci când există decalaje mari în învățare, trebuie să aloci timp în afara orelor de program și să petreci timp cu un grup mic de elevi sau unul la unul. Și la simularea examenului de bacalaureat, aproape jumătate dintre cei care s-au prezentat nu au avut nota de trecere măcar la o materie. Restaurantele, barurile și cantinele vor fi obligate prin lege să le ofere apă potabilă clienților care vor cere asta. De asemenea, și companiile de catering vor fi nevoite să le pună la dispoziție apă celor care vin să-și ridice comenzile din locul în care este preparată mâncarea. Amendamentul care aduce aceste modificări, spun inițiatorii, vine în contextul în care toate țările europene au implementat acest serviciu. Proiectul de lege a primit vot favorabil în Camera Deputaților, care este for decizional. Legea urmează să ajungă la președintele țării pentru promulgare. Fermierii amenință că anul acesta mielul de Paște va fi cu 10% mai scump decât în 2023 și dau vina pe prețul furajelor. Acum în magazine un kilogram de carne de miel costă 55 de lei, iar în luna mai ciobanii sunt decis să ceară și mai mult. Chiar se îndeamnă unul pe altul online să facă asta. Sunt liniștiți și pentru că își pot trimite oricând animalele nevândute în țările arabe. Pe acest grup nu vor mai fi acceptate postările care oferă sub 24 de lei pe kilogram în viu. Cu rugăminte, acum apare o postare cu prețul mai mic de 24 de lei, urgent un raport. Anunțul care a apărut pe un grup online cu zeci de mii de membri a fost ulterior șters, dar arată că fermierii au de gând să țină de preț și se plâng că dau tot mai mult pentru mâna de lucru și furaje. Toată ziua în câmp, în frig, toată iarna să le furajez, porumb, fân, ciobani, nu mai zic, nu mai găsim. Foarte scumpi. Vor să obțină cât mai mult, ca oricare, pentru că este prima vânzare după iarna unde au cheltuit foarte mult ca să-și întrețină animalele. Dar nu putem nici exagera. Specialiștii de la Stațiunea de Cercetare pentru Creșterea Ovinelor Păpăuți Botoșani au calculat exact cât costă îngrijirea unui miel timp de 3 luni, până ajunge la greutatea ideală pentru vânzare. Au pus la socoteală laptele, furajele și cheltuielile de întreținere. Costul total se ridică la 600 de lei, iar împărțit la 30 de kilograme, rezultă prețul pentru un kilogram în viu. În final ajunge un cost de 22,03 bani, fără TVA. Luăm în calcul și TVA-ul, deci se duce maxim 24 de lei în viu. În magazine, carcasa costă dublu. Că vorbim despre mielul carcasă, prețul de plecare este 50 de lei, cel mai mult cântăresc furajele, după care forța de muncă. Iar în momentul în care tragem linia din cei 24 de lei, poate că cel mult 10% ar putea vorbi despre venituri care se rămână producătorului. Știm foarte bine că la un moment dat, de la acest preț, poate să apară acei intermediari care cer, eu știu, 30 de lei în viu sau merg mai departe pe o carcasă unde deja se vehiculează o sumă de 60 de lei pe carcasă. Nu e în regulă. Fermierii care nu reușesc să-și vândă miei de Paște au posibilitatea să-i dea la export în țările arabe. Prețul în viu este în acest caz și mai mic, în jur de 21 de lei. Și pentru că a început postul, urzicile sunt vedetele acestui sezon, dar au devenit delicatese dacă ne uităm la preț. Vremea bună a făcut să apară mai devreme, însă sunt mai scumpe decât carnea de pui. În funcție de locul de vânzare, pe internet ori la tarabă, costă între câteva 10 și 100 de lei kilogramul. Urzicile care cresc pe acest teren de lângă Târgoviște sunt vândute cu 14 lei fără TVA, punga de 150 de grame.
Terenul măsoară 4 hectare și este certificat ecologic. Nu sunt de pe marginea drumului sau de lângă industrie. Sunt bio, sunt ecologice. Ca să faci o mâncare de urzici, ai nevoie între 150-300 de grame, dacă nu sunt 10 persoane la masă. Și atunci n-ai nevoie de un kilogram. Și este adevărat, sunt puțini cei care cumpără mai mult decât au nevoie pentru o porție, două de mâncare. În Bistrița, la piață, kilogramul trece în medie de 40 de lei. Și aici marfa se vinde tot în pungi, în care în cap puțin peste 100 de grame și costă 5 lei. Scump la pensiile noastre, dar n-avem ce face. În Alba Iulia, marfa este expusă pe tarabe, în grămezi. Mulți comercianți nu afișează prețul, îl spun direct clientului. 3 lei, 4 lei grămadă, după cât se pune în grămadă? 5 lei pungulița. Totuși, doritori sunt. Sunt foarte bune. Merge și ciorbă, merge și scăzute. Supă, ciorbă sau combin cu alte frunze. Se poate face și sote așa, ca și spanacul. Cu puține calorii și bogate în vitamine și minerale, urzicile au intrat și în meniurile restaurantelor. Am folosit usturoi, unt, smântână dulce, sare. Bineînțeles că acest preparat l-am înnobilat cu puțină mentă, ca și în bucătăria franțuzească. Urzicile cresc aproape tot timpul anului, dar numai cele de primăvară sunt bune de mâncat. Apoi își pierd proprietățile. Locuințe de serviciu pentru medicii angajați, decontarea navetei și o plată mult mai bună a gărzilor pentru medicii care vin din alte orașe. Sunt soluții pe care le implementează unele spitale din țară în încercarea disperată de a atrage pe doctori. Rezidenții care au dreptul să facă gărzi, ori tinerii specialiști, sunt atrași de câștigurile mari. Andrei își face rezidențiatul în cardiologie la Spitalul Universitar din Capitală. Face gărzi aici, dar și la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, unde este mult mai bine plătit. Făcând gărzi aici, cresc experiența, întâlnind și mai multe cazuri și un nivel mai mare de independență aici, aș putea spune. O gardă standard în București este încadrat undeva la 400-500 de lei în timpul săptămânii, pe când aici se poate asigura o plată de aproximativ 2000-2500 de lei. Diferența este plătită din bugetul spitalului, spun reprezentanții unității sanitare. Este soluția pe care au găsit-o pentru a acoperi gărzile în secțiile cu deficit de personal. Foarte tine și bine pregătiți. Mulți medici care vin de acolo, de la spital. La noi în Târgoviște sunt mai puțini medici. Probabil ca să facă să umple golul din lipsa așa și mai aduce și de acolo. Avem încheiate contracte de prestări servicii în mai multe specialități, în cardiologie, în neurologie, în ATI. Vin din Craiova, din București, se fac și investiții. În compartimentul cel mai important, compartimentul de angiografie, urmează acum să facem procedurile de a obține autorizațiile care se impun. În Spitalul Județean de Urgență Târgoviște lucrează peste 200 de medici, însă mai este nevoie de 41, 6 doar aici în unitatea de primiri urgențe. Posturile au fost scoase la concurs în urmă cu câteva săptămâni, însă nu s-a înscris niciun candidat. Câteva sute de lei în plus pentru o gardă la neurologie sau la ATI primesc și rezidenții care merg la Spitalul Județean Giurgiu. Dar și aici problema rămâne, atunci când vorbim de ocuparea posturilor prin concurs. Candidații sunt mult prea puțini. Din cei 55.000 de medici care lucrează în România, mai mult de jumătate sunt în București, Dolj, Timiș, Cluj, Mureș și Iași, adică acolo unde sunt centre universitare. Podul care traversează cel mai aglomerat drum din România, în zona Câmpina, a fost demolat cu succes noaptea trecută. Compania australiană care se ocupă de lucrări folosește o tehnologie avansată. Blocul de beton este tăiat în bucăți. Pentru asta însă a fost deviat traficul rutier de pe DN1 prin orașul Câmpina până mâine noapte. Ca să protejeze asfaltul, muncitorii au turnat un strat de nisip înalt de 1,5 metri. Kate, soția prințului William al Marii Britanii, a apărut în public pentru prima dată după intervenția chirurgicală din luna ianuarie. Unde a fost văzută, vă spunem imediat. Judecătoarea de la Tribunalul București, exclusă de 2 ori din magistratură pentru că a întârziat cu ani redactarea a sute de hotărâri, se poate întoarce să împartă dreptatea. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a îmblânzit din nou sancțiunea și a decis doar o suspendare de o jumătate de an, pedeapsă din care a executat deja mai mult de jumătate.
Judecătoarea Monica Cipariu a fost exclusă a doua oară din magistratură pe 1 noiembrie pentru că a întârziat pronunțarea sau redactarea peste 450 de hotărâri. Cea mai veche data din 2016, așa că inspecția judiciară a exercitat împotriva ei o acțiune disciplinară pe care Consiliul Superior al Magistraturii a admis-o și a îndepărtat-o din sala de judecată. Activitatea judecătorului presupune nu doar o bogată experiență și cunoștințe juridice suficiente. Cred că activitatea de judecător în România presupune și alte competențe. Poate că unii magistrați nu pot face față ritmului. Judecătoarea a contestat excluderea la ICCJ și a avut din nou câștig de cauză. Pedeapsa i-a fost redusă la 6 luni de suspendare. Nu poți să ai un act de justiție coerent și corect care să nu necesite timp. Judecătoarea a fost suspendată de drept din activitate pe toată durata procedurilor de la Instanța Supremă, așa că pedeapsa pe care tocmai a primit-o este considerată în mare măsură executată. Așa că magistratul se va întoarce în sala de judecată pentru a împărți dreptatea de la 1 mai. Unele dintre procesele de care răspundea au fost preluate de alți magistrați, însă judecătoarea a fost obligată să redacteze o parte dintre hotărârile luate. Astfel de întârzieri nu sunt o raritate în justiția din România. Cea mai recentă statistică a inspecției judiciare vorbea despre 200.000 de dosare. Situațiile în care numărul hotărârilor judecătorești redactate peste termenul legal este mai mare sunt situații de excepție care nu caracterizează majoritar corpul judecătorilor, fiind necesar a fi analizate corelat cu deficitul de personal care există la acest moment. În penal, procesele întârziate îi pot ajuta pe inculpați în detrimentul părților civile. În materie civilă, întârzierea în redactarea hotărârilor blochează accesul la cenzura instanței superioare, astfel încât părțile, indiferent că vorbim de reclamant sau de părât, se pot considera prejudiciat. Anul trecut, inspecția judiciară a verificat 24 de magistrați, însă doar în 3 cazuri Consiliul Superior al Magistraturii a aplicat sancțiuni disciplinare. Numărul românilor care au cel puțin un animal de companie este în creștere, însă unii dintre ei nu-și asumă întreaga responsabilitate. Pe multe străzi din București, dar și în parcuri, stăpânii nu strâng excrementele câinilor. Dincolo de mizerie, resturile sunt o sursă de îmbolnăvire pentru alte animale de companie. În București, amenda pentru stăpânii care nu strâng după căței este între 200 și 3000 de lei, însă poliția locală a reușit să dea doar câteva zeci. Într-un oraș și așa murdar cum este Bucureștiul, trotuarele sunt pline de mizerie, după ce mulți stăpâni uită să curețe în urma câinilor lor. Dacă nu e nimeni să-i vadă, am observat că nu se obosesc să strângă, sunt lipsiți de bun simț. Proastă educație, am șervețele umede, șervețele uscate. Ne certăm zilnic, revoltă maximă. La mine gardul este negrit de la urina animalelor. La fel de adevărat este că sunt puține spații special amenajate pentru animale și nici acelea nu arată teribil. Chiar și aici în țarc mai sunt uneori materii fecale lăsate și de fiecare dată când am ocazia să le văd, le strâng eu. Unii poate nu au punguțe la ei, fie sunt nepăsători. Imaginez că te gândești înainte, nu? Să-ți iei un câine și știi ce implică asta. Mie nu mi-a zis nimeni, ei, strânge după câinele tău, e logic. Medicii ne îndeamnă să fim mai responsabili și să ne gândim și la alții atunci când nu curățăm locul în care a fost cățelul nostru. Ele sunt surse de virusuri, de paraziți și de bacterii care afectează oamenii, copiii mai ales și animalele. Câinii au tendința să miroase, să cunoască mediul înconjurător. Anumite bacterii pot rezista luni întregi în mediu. Mare parte vin căței tineri, fără schema de vaccinare completă, infestați din contactul cu materiile fecale. Atunci când decidem să luăm un animal de companie, să ne asumăm acest lucru cu totul, să strângem mereu în urma cățelului nostru, să dăm dovadă de respect față de comunitatea în care trăim, de bun simț și de responsabilitate. Amenzile sunt stabilite de autoritățile locale și pot varia între 200 și 3000 de lei. În Franța vorbim deja de 750 de euro, iar în Italia, stăpânii care nu strâng excrementele câinilor de pe stradă sunt identificați ușor, pentru că există o bază de date cu ADN-ul câinilor. Reales fără emoții, Vladimir Putin consideră că are mână liberă să sporească presiunea în Ucraina și să înmulțească provocările la adresa statelor NATO. Acasă, liderul de la Kremlin va încerca să înăsprească și mai mult controlul asupra societății și să transforme Rusia într-un stat militarizat. Acestea sunt principalele previziuni formulate de analiștii occidentali după ce Vladimir Putin și-a asigurat încă 6 ani la cârma Rusiei. Prezident Rusiei Federației, Vladimir Vladimirovici Putin!
Aclamat de miile de tineri convocați pentru această nouă datorie patriotică, Vladimir Putin a apărut pe scenă alături de cei trei oameni de paie înscriși în cursă pentru a mima un proces electoral democratic. Liderul reales a dat asigurări că țara va merge înainte, împreună cu teritoriile ucrainene cucerite. Вот так вот вместе, рука об руку, будем идти дальше. И именно это, не на словах, а на деле, делает нас реально сильнее. Dovadă că scrutinul a fost o simplă mascaradă, stau declarațiile publice ale presupușilor rivali. Ну, во-первых, Владимирович, позвольте вас поздравить. Спасибо. Победу признаем, понимаем, как много человеческих взглядов, жизней, настроений. Скажу честно, люди во время встреч, они искренне это говорят и так считают, что таким человеком можете быть только вы. Presa independentă din exil susține însă că o analiză folosită pentru identificarea anomaliilor statistice ar demonstra că peste 31 de milioane de voturi atribuite lui Putin au fost adăugate din pix. Inițial, oficialii de la Kremlin au însărcinat guvernele regionale să asigure o prezență la vot de 70% și un sprijin de 80% pentru președinte. Inevitabil, guvernatorii au făcut exces de zel, considerând pragul de 80% drept un minim absolut, pe care s-au întrecut să-l depășească. La scorul final de 88% a mai contribuit un factor. Regiunile din extremul orient rus, care au raportat primele rezultate, au ridicat ștacheta, iar restul guvernatorilor s-au străduit să fie mai cumoți, anunțând cifre și mai bune. There's nothing good in this. There's no silver lining for the next 6 years. At home he controls the narrative, the sanctions aren't biting. He's got a little bit of wind at his back even on the battlefield against Ukraine. He sees what's happening in the United States, the falling off of support. I think he's very interested what happens here in November. Din punctul de vedere al Kremlinului, victoria răsunătoare îi oferă o puternică legitimitate lui Putin și transmite mesajul că războiul împotriva Ucrainei are sprijinul deplin al poporului. Să vesti perigăvăru tolcă potamu știu nici patronul zăcanciuiți. Nu, e tocată... нелепо с нашей стороны. So far Putin has said that a new mobilization is not necessary, but in the past he has used election victories to implement unpopular measures. Internationally, Russia is likely to continue to test the determination of the NATO alliance, and there is speculation that Russia could attempt some sort of test of NATO's resolve by launching an attack on a NATO country, not necessarily with troops, but possibly through cyber attacks. La Casa Albă nu-și face nimeni iluzii în privința Moscovei, abordarea fiind una realist resemnată. There was nothing free or fair about this election, and the outcome was preordained. Second, the reality is that President Putin is the president of Russia. We've had to deal with that reality throughout the war in Ukraine, throughout the other aggression Russia has undertaken, throughout the other steps contrary to US national interest. Donald Trump nu stă atât de bine la capitolul finanțe pe cât dă impresia. Fostul președinte american trebuie să plătească o amendă de 464 de milioane de dolari, dar nu dispune de această sumă. Mai grav, nici nu găsește o companie de asigurări care să garanteze pentru el. Dacă nu va găsi o soluție până luni, mai multe imobile ale organizației sale vor fi puse sub sechestru. În plus, la această amendă colosală se adună zilnic o dobândă de peste 100.000 de dolari. Donald Trump a pierdut în primă instanță procesul de fraudă fiscală. Procurorul general din New York l-a acuzat pe fostul președinte că a manipulat documentele financiare și și-a supraevaluat proprietățile pentru a obține împrumuturi în termeni mai buni. Un judecător a decis că Trump trebuie să plătească o amendă în valoare de 464 de milioane de dolari sau să găsească o companie de asigurări care să garanteze pentru el în așteptarea recursului. Problema este că niciuna din cele 30 de firme consultate de avocații fostului președinte nu vrea să riște pentru Trump. Anunțul știrbește imaginea miliardarului vizionar pe care Donald Trump și-a clădit-o cu migală în ultimele decenii. Turns around and asks average Americans to send him money to help him with his legal fees. The truth of the matter is that now the curtain is going to be pulled back and his supporters are going to see that what Donald Trump says about his wealth and about the money that he has, he simply does not have it.
Trump are răgaz până pe 25 martie să plătească sau să găsească pe cineva dispus să garanteze pentru el. În caz contrar, mai multe dintre imobilele sale vor fi puse sub sechestru și lichidate în favoarea statului New York. That sends a strong message to the people who are expecting him to be able to be responsible for the money of running this country. Donald Trump, care potrivit Forbes ar avea o avere de 2,6 miliarde de dolari, a criticat procesul ca fiind o vânătoare de vrăjitoare, orchestrată de rivalii democrați. În plus, în cadrul unui dosar cu 5.000 de pagini, avocații lui au încercat în zadar să-l convingă pe judecător că o garanție atât de mare e imposibil de obținut. După săptămâni de speculații, prințesa de Wales a apărut în public. Paparații tabloidului britanic The Sun au filmat alături de prințul William la cumpărături. Cuplul a fost văzut la aproximativ un kilometru și jumătate distanță de domeniul regal de la Windsor. Ducesa pare fericită și relaxată, au notat jurnaliștii din regat. Starea ei de sănătate a strânit îngrijorări în rândul britanicilor. În ianuarie a suferit o intervenție chirurgicală abdominală la scurt timp după ce a împlinit 42 de ani. Se așteaptă ca prințesa de Wales să-și reia îndatoririle oficiale după 17 aprilie, data la care copiii ei se vor întoarce la școală după vacanța de Paște. Elon Musk stârnește noi controverse. Într-un interviu acordat unui fost prezentator CNN, a mărturisit că ia ketamină pe post de antidepresiv la recomandarea medicului. The reason I mentioned ketamine prescription on the X platform was because I thought maybe this is something that could help other people. That's why I mentioned it. Obviously, I'm not a doctor, but I would say if someone has depression issues, they should consider talking to their doctor about ketamine instead of SSRIs. Do you ever worry that this may get in the way of your government contracts and clearances, and Wall Street as well? Well, from a standpoint of Wall Street, what matters is execution. You know, are you building value for investors? So from an investor standpoint, if there is something I'm taking, I should keep taking it. Numele anestezicului apare și în dosarul legat de moartea actorului Matthew Perry. Potrivit autopsiei, actorul din serialul Friends s-a stins din cauza unei reacții acute la ketamină. Impresionanta reconstrucție a Catedralei Notre-Dame a intrat în linie dreaptă. Turla este gata și poate fi admirată. Pentru interior, vizitatorii mai au de așteptat cam 8 luni. De aproape 5 ani, sute de specialiști trudesc să redea măreția edificiului schilodit de foc în 2019. Costurile sunt estimate la 700 de milioane de euro. La aproape 5 ani de la incendiul care a devastat Catedrala Notre-Dame, faimoasa turlă a edificiului gotic poate fi admirată din nou. Tocmai au fost înlăturate schelele din jurul fleșei înalte de 96 de metri. Se văd inclusiv crucea și cocoșul aurit din vârf, totul după un adevărat tur de forță. I think once the spire was visible again, we got that same wow factor coming around from l'Hôtel de Ville. Deocamdată, restul impunătorului edificiu rămâne înconjurat de schele, la rândul lor monumentale. Doar structura din jurul turlei a avut 70.000 de componente, cântărind 600 de tone. La charpente en chêne, ce qu'on appelait la forêt du 13e siècle, du Moyen Âge, a entièrement brûlé. Elle est maintenant reconstruite. On est allé chercher des milliers de chênes en France, dans les forêts françaises. La reconstrucție au participat sute de tâmplari, pietrari, sculptori, aurari, sticlari și chiar constructori de orgi, care restaurează cele 8.000 de tuburi ale celui mai mare instrument de acest fel din Franța. Logistic is very important here. We have 2,250 companies and artists and 140 contracts. I think what really gets you when you see it is the size and scale. And the fact that it's been done in what, 4 years? After the fire, a lot of people said, me? You will need 20 years for rebuild this cathedral. Me? What percentage of completion do you think you are at now? Oh, I think we are at 85 or 90. Wow! We have finished the roofs, oui? The spire. Mm-hmm. We are all nettoyer. We are cleaning. Cleaning. We have cleaned all the inside, all these woods. We have cleaned the paintings in the chapels. Notre-Dame își va redeschide porțile pentru vizitatori pe 8 decembrie.
Artistul stradal Banksy face vâlfă în Regatul Unit cu un mesaj ecologist. O nouă creație semnată de acesta a apărut pe peretele unei clădiri din nordul Londrei, care are în față un copac cu ramurile tăiate. Pictura ilustrează coroana înverzită a pomului, în timp ce într-un colț apare un personaj care ține în mână un furtun cu presiune. Iluzia optică a atras imediat curioșii dornici să fotografieze grafitiul. Artistul și-a asumat creația într-o postare pe o rețea de socializare. Autoritățile locale spun că pomul respectiv este un cireș foarte bătrân și bolnav, iar coroana ar fi fost ajustată tocmai pentru a-i prelungi viața. Cu un telefon nou în buzunar, cine se mai gândește la cel vechi? Nu de puține ori, dispozitivele care cândva ne-au fost aproape ajung să fie abandonate prin vreun cotlon al casei. În țările de jos, multe sfârșesc în mâinile unui robot capabil să desasambleze un gadget în doar câteva secunde. Odată înlocuite cu un model nou, telefoanele vechi au parte mai mereu de aceeași soartă. Proprietarii le aruncă în câte un sertar cu gândul că le vor găsi o întrebuințare la un moment dat. Ich sogar noch ein iPhone 4, glaube ich, zu Hause. Ganz viele. Bestimmt 5-6 Stück. Ich weiß gar nicht, wo würde man die überhaupt hin tun. O echipă de cercetători dintr-un oraș din Olanda vine în ajutorul colecționarilor de ocazie. Și nu oricum, ci cu un robot pe nume Daisy, care trudește zilnic la dezasamblarea dispozitivelor ieșite din uz. Ich habe hier ein altes iPhone, kaputt und defekt, und wenn ich das hier reinschmeiße, dann schnappt sich Roboter Daisy das Smartphone und zerlegt es in Windeseile. În 14 teile. De 18 secunde are nevoie pentru a-și duce la bun sfârșit misiunea. Întâi scoate șuruburile pentru a separa ecranul de carcasă, apoi piesele, una câte una. Multe sunt valoroase. Telefoanele conțin metale prețioase precum aur, argint, platină, cupru sau paladiu. Über 60 metale in einem smartphone drin, rausgeholt, also recycelt werden meistens nur die Big Five. Damit holt man aber schon 95% des metallwertes wieder raus. Daisy nu este singurul robot care se ocupă de reciclarea telefoanelor. Mai multe companii au creat mașinării care fac această muncă apelând la ajutorul inteligenței artificiale. Mai ales că oamenii s-au obișnuit să-și schimbe des telefonul ca să țină ritmul cu lansările din domeniu. Prin urmare, tot mai multe aparate sunt aruncate sau zac uitate prin locuințe. Potrivit unor estimări, în 2022 erau 210 milioane de telefoane scoase din uz la nivel mondial, de două ori mai multe decât în 2014. În plus, și producătorii sunt tot mai interesați să recupereze metalele prețioase din aparatele vechi. În condițiile în care rezervele de materiale necesare producției de telefoane scad de la un an la altul, Apple, de pildă, oferă până la 770 de euro pentru un dispozitiv reciclat. După ani de speculații, presa britanică anunță în sfârșit cine va fi noul agent 007. Rolul lui James Bond i-ar fi fost oferit actorului Aaron Taylor-Johnson în vârstă de 33 de ani. El ar deveni astfel al șaptelea actor britanic care intră în pielea faimosului spion lansat pe marele ecran în 1962. Producătorii așteaptă răspunsul definitiv, dar nu există dubiu că Taylor-Johnson nu ar fi onorat și încântat de propunere. Actorul a fost nominalizat de două ori la premiile BAFTA și are deja în palmares un glob de aur pentru rol secundar. Aaron Taylor-Johnson este căsătorit cu producătoarea Sam Taylor-Wood, pe care a cunoscut-o pe când avea 18 ani, iar ea 42.